Bucurie generalizată când guvernanții au decretat ca și 14 august să fie zi liberă, mini-vacanța s-a întins deci pe 4 zile, perioadă în care românii puteau merge liniștiți să se relaxeze în diferite zone ale țării. Și-au făcut bagajele și au pornit la drum, însă cum socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, cheltuielile au depășit în unele cazuri cu mult bugetul inițial. De vină pentru cheltuielile suplimentare pricinuite turiștilor au fost polițiștii. Amenzile aplicate de aceștia au depășit în unele cazuri sute de lei. Așa se face că în cele 4 zile libere, sute de persoane au fost sancționate contravențional, mare parte pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. În cele 4 zile ale vacanței de Sfânta Maria au fost aplicate 700 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 247.000 de lei. Dintre acestea, 86 au fost pentru încălcarea prevederilor legii numărul 61 din 1991 privind ordinea și liniștea publică, valoarea acestora depășind suma de 23.000 lei. Nici cei care au plecat la drum cu mașina n-au scăpat de ochiul vigilent al polițiștilor. Sute de șoferi au fost amendați pentru încălcarea legislației în vigoare. Dezomanii au fost și de această dată aspru sancționați de oamenii legii. În aceeași perioadă, zeci de conducători auto au rămas fără permisul de conducere, mare parte pentru consum de alcool. În urma activităților desfășurate în trafic, polițiștii au aplicat peste 580 de sancțiuni contravenționale privind circulația pe drumurile publice, dintre care 255 au fost pentru nerespectarea regimului legal de viteză. Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 35 de permise de conducere și au retras 10 certificate de înmatriculare. În mini-vacanța de Sfânta Maria, 280 de polițiști au acționat zilnic pentru prevenirea faptelor antisociale, apărarea patrimoniului public și privat, dar și pentru creșterea siguranței rutiere. Și linia telefonică de urgență 112 a fost înroșită de sute de solicitări. În cele 4 zile, peste 500 de olteni au sunat la 112.